un 2009 plin de jocuri de fighting serioase, 2010 a primit mai puțin atenție în ceea ce privește acest gen. Astfel am avut parte doar de două lansări importante din acest punct de vedere. Nominalizații sunt Super Street Fighter 4. Unul din cele mai populare jocuri din 2009 s-a întors în versiunea Super. Astfel, Super Street Fighter 4 vine cu numai puțin de 10 luptători noi, costume speciale, câte un ultra combo în plus pentru fiecare combatant, noi arene și modul de joc, cea mai importantă adiție fiind modul Tournament din multiplayer. De asemenea, balansul a fost modificat până aproape de perfecțiune în această versiune finală a experienței Street Fighter 4. Blaze Blue, Calamity Trigger. Blaze Blue este probabil unul din cele mai interesante fightere de proveniență japoneză din ultimii ani. Deși a fost lansat în America și Japonia încă din 2009, Europa a primit acest joc abia în 2010. Animațiile extraordinare realizate în stilul tipic japonez fac din Blaze Blue unul din cele mai arătoase astfel de jocuri lansate vreodată, iar gameplay-ul echilibrat se adresează atât începătorilor cât și celor mai experimentați. Posibilitatea de a juca pe PC împotriva utilizatorilor de Xbox 360 este de asemenea o adiție neașteptată din partea japonezilor de la Arc System Works. Iar câștigătorul este Super Street Fighter 4. Anul acesta, premiul pentru cel mai bun fighter ajunge tot în ograda Capcom pentru versiunea îmbunătățită a lui Street Fighter 4. Deși jocul original a fost lansat și pe PC, Super Street Fighter 4 a fost publicat de această dată exclusiv pentru console. Pe lângă toate adițiile aduse, pachetul a venit la un preț semnificativ mai mic pentru a atrage atât jucătorii noi, cât și pe deținătorii originalului. Chiar dacă aveți deja Street Fighter 4, investiția în varianta Super este pe deplin justificată.